Energia n-a avut suficient gaz ca să facă față mediașului. Gorjenii au început dezastruos și au pierdut meciul până la pauză. Degeaba s-a chinuit trup să-i readucă în joc. Doar el a fost în mână dintre elevii lui Nicolici. Nicolici a trăit meciul ca un leu în cușcă, l-au enervat la culme deciziile arbitrilor care au tăiat elanul energiei în sfertul 3. Nicolici a explodat după ce arbitrii au dat fault în atac la o pătrundere a lui Darby. I don't understand now regulament what is offense foul, because offense foul Mokami, offense foul Darby Lewis, I don't understand this. But about arbitraj. Nu este prima oară când avem un arbitraj prost acasă, însă dumnealui nu înțelege ce este fault ofensiv acum în basket după regulament, pentru că și la Mokanu și la Darby s-au fluierat două faulturi în atac inexistent. O notă foarte bună, deci eu zic că au arbitrat echitabil de ambele părți. Gorjenii n-au mai avut forța să repare totul pe final și au cedat cu 79-85. Bad, is very, very lazy. First quarter, we have chance today. Putem să spunem că a fost un meci foarte dificil. Felicitări jucătorilor pentru cum au evoluat în ultimele 20 de minute și putem spune că dacă nu am fi jucat prost în primul sfert, am fi avut șansa chiar să câștigăm. Greu, ne așteptam la un meci greu. Echipa din Rovinare are niște jucători cu calități deosebite. O echipă care a câștigat împotriva unor echipe puternice în tur și ne-am așteptat la un meci foarte dificil. Eșecul cu media și-a stricat cheful de sărbătoare lui Nicolici. Sârbul avea de gând să petreacă revelionul pe rit vechi în noaptea de după meci. I don't like this game, this is my problem. Domnul are o atmosferă plăcută pentru revelion, nu-i place să piardă și asta dăunează.